Înaintea voastră aveți un clip, poate, pe care deja l-ați văzut. Întâia predica unui preot ateu, Dumnezeu pe care trebuie să slujezi nu există. Și aici aveți o sumedenie de argumente, pseudo-argumente, zic eu, logice, împotriva creștinismului, a Bibliei, a lui Dumnezeu. Și foarte rapid aș vrea să le luăm puțin la analizat, însă înainte de a ne uita la ele, sfatul meu pentru fiecare dintre voi este să vă citiți scripturile, indiferent de denominația în care sunteți, și să înțelegeți că, de fapt, tot ce se spune aici îi e ceva ce poate fi lămurit foarte, foarte clar în urma unei citiri și studieri minuțioase și serioase a Sfintelor Scripturii. Prima afirmație care, din punctul meu de vedere, aruncă tot un aer din ce urmează. Eu nu pot demonstra nimănui că nu există ceva mai presus de noi, un Dumnezeu. Dar mie, oricând, îmi pot demonstra că ăsta pe care a trebuit să-l slujesc nu există. Înseamnă, deci, că ieșirea lui cu cartea, cu clipul ăsta, cu predica asta a preotului ateu, este inutilă pentru că el nu poate să demonstreze nimănui că Dumnezeu există. Deci nu poate să demonstreze nimănui că Dumnezeu există, dar vine să spună la mulți oameni că Dumnezeu nu există și își petrece timpul explicând de ce Dumnezeu nu există, deși nu poate demonstra că Dumnezeu nu există. Da, este la propriu absurd proiectul ăsta, da? E absurd proiectul. Dacă nu poți demonstra că Dumnezeu nu există, de ce încerci să demonstrezi că Dumnezeu nu există? De ce faci clipul ăsta? De ce scrii cartea? De ce dai interviuri? Și așa mai departe. Și avem apoi, imediat, primul argument împotriva creștinismului, care îl repete de vreo 2-3 ori și este important să-l analizăm puțin. Mi-am restrâns mult mai mult certitudinile. Încă din al doilea an de seminar deja nu mi se mai părea rezonabil să accept că oamenii mor pentru că a mușcat cineva dintr-un măr. Da, Biblia nu spune că cineva a mușcat dintr-un măr, dar un preot ar trebui să știe lucrul ăsta, dar ne mai scăpăm pentru că așa spune tradiția. Însă, argumentul nu are absolut niciun fel de putere, pentru că noi trăim într-o lume, chiar și ateii trăiesc în exact aceeași lume, în care deciziile se iau prin reprezentanți. Dacă sunt 2-3 zăpăciți care conduc niște țări și se ceartă între ei, aruncă toată lumea asta foarte rapid, după o noapte de afirmații aruncate iurea prin mass media, într-un război mondial. Deci lucrul este chiar așa și funcționează în felul acesta. Iar noi ne ducem imediat la război pentru că doi zăpăciți s-au certat sau n-au știut să vorbească diplomat și civilizat. Ei funcționează ca reprezentanți. Copiii noștri urmează un curs al vieții pe care noi îl stabilim fără să le cerem lor acceptul încă de când sunt ei mici. Învățăm ce să citească, cum să citească, unde să se ducă, ce să facă, ce să mănânce, cum să îmbrace și le stabilim un anumit curs al vieții și noi suntem reprezentanții lor. Ei suferă datorită deciziilor noastre și așa mai departe. Toate structurile societății funcționează pe principiul ăsta al reprezentantului. Adam și Eva au funcționat ca reprezentanți ai umanității și ne-au aruncat pe noi toți în păcat și sub moarte și sub condamnarea lui Dumnezeu pentru că au fost reprezentanții noștri. Adam a fost capul nostru federal, reprezentantul nostru, capul nostru natural, pentru că a fost tatăl întregii umanități. Așa funcționează lumea în realitate, domnule. Dacă nu-ți convine că Adam a fost așa, n-ar trebui să-ți convine nici că avem președinți, nici că avem directori, nici că avem patroni, nici că avem șefi, nici că avem părinți care reprezintă familiile lor. Nu stă la propriu în picioare argumentul ăsta. Apoi spune un alt argument foarte important pentru dumneavoastră, împotriva creștinismului. Dacă tu nu poți crede că Noe a găsit toate speciile de animale și le-a urcat într-o barcă, deja ne oprim mai, restul nu mai contează. Eu cred că Noe a făcut lucrul acesta. Mai cred că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, atot înțelepciunea lui, atot puternicia lui, i-a putut da omul acestuia timp de 120 de ani tot ce avea nevoie și era necesar că el să construiască o corabie în care să încapă exact speciile alea în care Dumnezeu a vrut să intre acolo. Da? Și cred că Dumnezeu a avut puterea să-și cheme propria creație să intre acolo în corabia așa cum Dumnezeu a vrut să intre. Da, nu văd de ce n-aș putea să cred lucrul ăsta dacă accept că Dumnezeu este atotputernic, este stăpânul întregii lui creației și poate să facă ce vrea El și are și înțelepciunea să facă asta. De ce n-aș putea crede asta? Nu văd
care e problema. Da. Următorul argument este împotriva Scripturii. Literatura veche conservă printre rânduri evoluția mentalului uman. Și Biblia face același lucru, fiind o colecție de texte scrise la intervale foarte diferite de timp. De la începutul până la sfârșitul ei. Da, Biblia prezintă evoluția mentalului uman. Nimeni nu spune, și asta este o doctrină fundamentală a creștinismului, nimeni nu spune că oamenii au intrat într-o stare de trans și au început să scrie cărți din Sfânta Scriptură. Nu. Oamenii aceștia au scris într-un context istoric, într-un context social, au scris generațiilor lor, au scris despre lucrurile care se întâmplau acolo, Dumnezeu le vorbea pentru generația lor, nu vorbeau pentru lumea extraterestră. Ei au scris în gramatica limbii respective, cu morfologia limbii respective, cu regulile limbii respective, cu greșelile obișnuite ale limbii respective, într-o anumită arie geografică pentru anumite popoare care trebuiau atunci sau urmeau să vină. Deci, domnule, asta este o doctrină fundamentală a creștinismului despre inspirația Sfintelor Scripturii. Asta nu este o dovadă că Biblia nu este adevărată, ci este o dovadă că Biblia este o realitate istorică. Pentru că oamenii aceia au scris în timp și spațiu, au scris în istorie, au scris pentru oameni. Și Dumnezeu s-a folosit de stilul fiecărui om în parte. Asta este Sfânta Scriptură. Deci lipsește o înțelegere a doctrinei Sfintelor Scriptură, a inspirației. Dar o afirmație foarte gravă este următoarea. Aceleași teme sau realități ajung să se contrazică pur și simplu, fiindcă se schimbă mentalul uman. Nu aduce niciun fel de dovadă în predica asta a lui că se contrazic. Unde este contradicție? Nu, domnule, contradicțiile sunt în mintea noastră. Contradicțiile sunt în felul în care noi venim cu prejudecăți și cu anumite premize atunci când ne apropiem de Sfânta Scriptură. Contradicțiile se nasc din faptul că noi nu putem pune cap la cap anumite învățături din Sfânta Scriptură. Doar există suficient de multe cărți care arată o doctrină fundamentală, esențială, care străbate toată Sfânta Scriptură și că nu există contradicții. Că nu există contradicții. O altă argument. Ba uneori este mult prea departe de a fi măcar uman, în sensul deplin și frumos al cuvântului, dar aminte dumnezeiesc. De ce nu e uman ceea ce se întâmplă în Sfânta Scriptură? De ce anumite evenimente nu sunt umane? Îmi imaginez la ce se referă, la genocide, la poruncile lui Dumnezeu de a extirpa anumite populații de pe suprafața Pământului, la evenimentul potopului, la judecata viitoare, la mânia lui Dumnezeu care se desfășoară pe Pământ prin anumite modalități. De ce nu e uman? Dacă ești ateu, cum hotărăști că lucrurile nu sunt umane? Cum hotărăști că lucrurile nu sunt frumoase, nu sunt bune? Ce standard folosești ca să stabilești lucrul ăsta? Dacă ești ateu la propriu, nu ai niciun drept să spui că un lucru este bun și rău. Cine stabilește că un lucru e bun și rău? Majoritatea, cei mai mulți în altă generație pot să stabilească altceva. Cei mai mulți în altă generație pot să stabilească că ar trebui distrus poporul Israel, câteva milioane de oameni din nou. Sau poporul român, sau țigani, sau maghiari. Este lucrul ăla bun pentru că ei stabilesc lucrul ăsta? Cine e autoritatea supremă? Acum, ateismul? Necesar ca să înțelegem lucrurile astea, spune dumnealui, este? Sunt lucruri pe care oricine le poate verifica, ideal să deschidă o Biblie. Va trebui însă să citească cu proprii ochi și nu cu o optică impusă dinainte. E foarte ironic ce spune că ai ajunge la concluziile lui, adică ateiste, dacă ai citit Biblia cu propriul ochi, numai trebuie să o deschizi și să o citești. Da, eu recomand și eu lucrul ăsta, să o deschide și să o citiți. Și răspunsul este că mulți oameni, milioane de oameni care au deschis-o și au citit-o, s-au întors la Dumnezeu și au avut viața transformată. Nu au ajuns atei, da? Și dumneata nu ai ajuns ateu, el n-a ajuns ateu citind Sfânta Scriptură, ci a ajuns ateu într-o bibliotecă din New York, unde dumnealui spune că s-a întâmplat lucrul ăsta, într-o bibliotecă din New York, unde a citit niște cărți, nu cu propriul lui ochi, ci cu prejudecățile, teoriile și minciunile și falsa logică pe care i-a proiectat-o altul în mintea lui. Deci să ne pui pe noi să citim Biblia cu proprii ochi este greșit pentru că tu nu ai făcut asta și nu ai ajuns la concluziile tale făcând lucrul ăsta. Și în al doilea rând pentru că noi toți ne apropiem de Biblie și de orice carte și de orice realitate cu anumite prejudecăți. Nu, mersi, nu se poate face lucrul ăsta. Nimeni nu vine fără prejudecăți. Dar ne spune apoi care e factorul decisiv care a dus la hotărârea lui de a fi ateu și de a renunța la proiect. Factorul decisiv cred că a fost mai degrabă un moment de viață. Abia atunci am aflat, după atâția ani de teologie ortodoxă, că Hristos nu a instituit nici măcar Euharistia.
adică ritualul împărtășirii sau al frângerii pâinii. Era pur și simplu o practică uzuală în iudaismul vremii pe care Iisus o săvârșea, la fel ca alți iudei. Eram preot de atâția ani, făcusem mult mai mult de teologie ortodoxă, dar habar n-aveam. Eu învățasem doar ce mi se predase în școlile teologice și parcursesem doar bibliografie ortodoxă. Atunci. Asta e o problemă. Deci eu nu cred, dacă lucrurile sunt așa, m-aș bucura să aflu. Eu nu cred că un preot ortodox nu află că ceea ce Domnul Iisus a făcut la Euharistie sau la frângerea pâinii a fost în interiorul mesei pascale. Deci nu cred lucrul ăsta. În al doilea rând, el dacă a citit Biblia, vedea că lucrurile sunt așa. Nu trebuia să afle din cărți lucrul ăsta. Dar Biblia spune așa, Luca 22 cu 15. Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima. Patima mea. Sunt niște evrei, da, aici, care sunt la masa pascală. Deci însuși Domnul Iisus spune că asta este masa pascală. Da, în Biblie scrie asta, nu în nicio carte ateistă. Bun? Însă, Domnul Iisus Hristos face o diferență între masa pascală și instituirea Euharistiei. Spune Scriptura așa. A luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a spus, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcând în sângele meu care se varsă pentru voi. Deci Hristos participă la masa pascală, care este un lucru, și în interiorul mesei pascale preia două elemente, pâinea și un pahar de vin, și le atribuie altă semnificație, altă valoare. Da? Adică pâinea este trupul lui care se frânge, paharul de vin este legământul cel nou în sângele lui, în jertfa lui care urma să fie adusă imediat după aceea. Deci se face o distinție între masa pascală și între Euharistia care este instituită în contextul mesei pascale. Asta spune Biblia. Nu trebuie să afli într-o carte, nu este o dovadă, nu este un argument, nu este nimic logic care ar trebui să te ducă la ateism. Asta spune Sfânta Scriptură. Nu cred că în ortodoxie nu se învață asta, nu cred că în preoție sau în institutele teologice ortodoxe nu se învață lucrul ăsta, da? Să fii preot și să nu fi știut lucrul ăsta, mie mi se pare foarte grav și nu este niciun fel de argument împotriva creștinismului. Nu, Iisus a instituit Euharistia. Nu Iisus a instituit masa pascală. Dar sunt două lucruri distincte. Două lucruri cu totul distincte, da? Un alt argument. Cum să le spun unor părinți îndoliați că le-a murit copilul de la o mușcătură de măr de acum mii de ani? Și cum să fac asta față de mine? Păi, părinților cărora le mor copiii, poți să le spui că trăim într-o lume plină de păcat, de probleme, de slăbiciuni. Este o lume așa cum o vedem fiecare dintre noi. Nu le spui că a murit de la o mușcătură. Le spui că suntem responsabili de acțiunile pe care le facem și ele se răsfrâng asupra celorlalți. O realitate pe care o vedem în fiecare zi și în care trăim. Asta le pot spune, dar le pot spune că dincolo de moarte îi așteaptă cineva, că ne putem reîntâlni cu cei dragi. Dacă suntem creștini și ne punem încrederea în Dumnezeu. Și asta e un lucru extraordinar. Care e alternativa lui acum? Deci nu le spui că copiilor au murit la o mușcătură. Dar ce le spui? Măi, asta e viața. Asta e, acolo ne ducem toți. Nu este nicio speranță, nu este nicio nădejde. Mergem. Deci varianta ateistă e mai bună. Deci el folosește un argument sentimental. N-aș putea să le spun părinților cărora le-a murit copilul și strigă după viață și ar dori viață, n-aș putea să le spun că copilul lor moare de la o mușcătură. Dar ce ai putea să le spui? Deci, în primul rând, că nu moare de la mușcătura lui Adam și Eva, da? Ci moare de la faptul că oamenii aceia nu că au mușcat, ci oamenii aceia l-au respins pe Dumnezeu într-o lume perfectă, când Dumnezeu le-a pus totul la dispoziție cu o singură interdicție. Nu au fost ascultători de Dumnezeu, s-au aliat cu diavolul, au încercat să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu. A fost o trădare cosmică. A fost o trădare cosmică din partea umanității, au funcționat ca reprezentanții noștri și ne-au aruncat pe toți în păcatul lor și în condamnare. Asta ar trebui să le spui. Să-i înveți despre păcat, să-i înveți despre consecințele păcatului, să-i înveți principiul reprezentării, să-i înveți că păcatele noastre au consecințe și asupra celorlalți și să-i înveți că același Dumnezeu față de care noi ne-am răzvrătit ne-a dat o speranță de după moarte. Asta ar fi trebuit să înveți. Asta te învață pe tine Sfânta Scriptură. Și alternativa, spune el, la creștinism este următoarea. Aici e foarte important să ascultăm ce zice. De unde știm în ce fel ar putea devia o lume fără Dumnezeu? Păi știm.
Ne uităm la ce a făcut ateistul, ateismul, comunismul în secolul 20. La zecile de milioane de oameni care au murit în sistemul ăsta. Putem ști. Însă dumnealui neagă lucrul acesta și spune că se întâmplă altceva datorită ateismului. Ia auziți. Fără conștiința unei autorități covârșitoare care să o oblige la bine. Iată însă că răspunsul deja este oferit de lumea secolului 21, aceea din Occident. Da, cu lumea secolului 20 ce facem? Care a fost tot ateistă. Oamenii care au ajuns la nivelul de civilizație de acolo, deși nu se mai regăsesc în nicio religie, iar bisericile se vând și se închiriază, totuși trăiesc atât de frumos și se implică în atâtea forme de voluntariat. Desigur că e doar o generalizare simplistă. Corect. Și că nu toți trăiesc astfel. Corect. Dar occidentali, în special în secolul 20, ai trecut ca în rep de la secolul 21, în special în secolul 20, sunt zeci de milioane de oameni, domnule, care au murit pe principii ateiste, da? Pe o filozofie de viață ateistă, pe iluzia creierii omului nou, da? Sunt zeci de milioane de oameni, trezirea, poți să găsești chestia asta pe Google, împărțit, arătate exact, date exacte, care sunt, din punctul meu de vedere, puse la minim, da? Ăștia, fie că le zicem agnostici sau homosexuali sau atei sau cum vrem, ne dau astăzi o lecție teribilă. Ei fac binele dezinteresat. Deci hai să lămurim foarte clar. Deci în primul rând, sistemul ateist a generat distrugerea în masă a milioane de oameni, conducători totalitariști, și au omorât propriile popoare pe care le-au condus. Da? În al doilea rând, nu treci așa direct de la secolul 20 la secolul 21, da? Uită-te la tot panoramic, da? La toată istoria ateistă și în special ateistă comunistă, da? La filozofia ateistă, la ceea ce generează ea în mod necesar. În al treilea rând, creștinismul ca principiu este un creștinism care încurajează dreptul la proprietate, dreptul la libertate, dreptul la viață, chiar și a categoriilor de sociale care ajung să fie inferioare dintr-un anumit punct de vedere social și așa mai departe. Deci asta este creștinismul. Este un mediu al vieții, o încurajare a vieții. Lumea în care el a descoperit ateismul, America, lumea care tinde spre ateism acum, Europa de Vest, este o lume care a ajuns prosperă, care trăiește frumos, care are principii de viață, care a adus prosperitate, care are forme de voluntariat, care încurajează tehnologia, progresul social, inovațiile, care construiește spitale, care închide închisori. Toată lumea asta frumoasă despre care vorbește el este construită prin principii biblice, domnule, pe principii protestante. Acum 500 de ani a existat o reformă, da? O reformă protestantă care a fost o întoarcere la principiile Sfintei Scripturii. Da. Și înainte de asta a existat într-o oarecare măsură o bazare a societății și a civilizației pe principiile Sfintelor Scripturii. Dar acolo atunci s-a accelerat și accentuat lucrul acesta. Da? Oamenii au început să-și vadă vocațiile ca niște chemări de la Dumnezeu și au început să muncească după principiile Sfintei Scripturii și au adus Europa la o prosperitate extraordinară. În America s-au dus același tip de oameni. Oameni care au fugit de persecuție au stabilit principii ale proprietății, ale libertății religioase, ale libertății și dreptului de exprimare. Și acestea sunt principii biblice. Repet, prosperitatea, inovația, progresul tehnologic, progresul social, dreptul la viață, sunt principii care vin din civilizația creștină. Sunt principii biblice. Tu îmi spui că se poate trăi așa, fără Dumnezeu, fără Scriptură. Dar vorbești despre o lume care încă se cere, culege și se bucură de prosperitatea venită în urma aplicării principiilor biblice. De sănătatea câștigată prin metode, tehnologie, progres, care vine în urma unei societăți care s-a bazat și se bazează încă pe anumite principii biblice. Da, se încearcă scoaterea lui Dumnezeu din societate, se încearcă marginalizarea religiei, se încearcă lucrul acesta, dar încă se păstrează principii biblice care duc la prosperitate, care duc la progres și așa mai departe. Așa că tot argumentul tău este fals, tot argumentul lui este fals, tot argumentul ateist este fals. Trăirea frumoasă, formele de voluntariat și toate lucrurile astea bune, cauzele umanitate, toate lucrurile astea bune se bazează pe principii biblice creștine, domnule. Da? Și el spune apoi că ne putem ajunge la progresul despre care vorbește creștin fără Dumnezeu. Un pariu cu sine
că va putea să se autodepășească mereu ca inteligență, ca înțelegere a propriei lumi, ca speranță de viață și așa mai departe. Dar nu prin mitologie, ci prin știință și tehnologie. Da, domnule, știința și tehnologia sunt daruri de la Dumnezeu. Înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Puterea este un dar de la Dumnezeu. Lumea asta este al lui Dumnezeu. Aerul pe care îl respirăm este al lui Dumnezeu. Da, ajungem să progresăm în relație cu Dumnezeu, pentru că El ne dă toate lucrurile astea. Proiectul în care El este implicat acum este profețit de Sfânta Scriptură cu mii de ani înainte. Zice, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit și s-au dedat la gânduri deșarte, goale și inima lor fără pricepere s-au întunecat, s-au folit că sunt înțelepți, uite ce au descoperit ei, auziți, și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, domnule. Asta au făcut, da? Au schimbat în minciuna adevărului lui Dumnezeu. Este ceva ce profeții Biblia. Oamenii încearcă să-L scoată pe Dumnezeu, să folosească de darurile lui Dumnezeu și încearcă să-L marginalizeze, să-L scoată pe Dumnezeu din conștiința lor, din societate, din mentalul popoarelor și a societăților. Da? El spune apoi că ce a făcut el aici este un gest de sinceritate. Nu, Biblia spune că asta nu este un gest de sinceritate, ci că toți oamenii cunosc pe Dumnezeu, au anumite realități despre Dumnezeu imprimate în conștiința lor și că ceea ce fac oamenii scoțându-L pe Dumnezeu din mințile lor, din conștiințele lor, nu este un gest de sinceritate, ci este un gest normal, natural al omului care îl urăște pe Dumnezeu, dar iubește darurile lui, dar iubește prosperitatea, bogăția, viața bună pe care o are. Și el își va înfige degețele plăpânde în mâinile tale vrând să trăiască. Dacă nu vei putea nimic atunci. Abia în acea neputință uriașa ta pe care eu ca preot am cunoscut-o în atâtea destine. Abia atunci poate îmi vei da dreptate de ce am ajuns la gestul meu de sinceritate. Nu, atunci când voi vedea pe copilul ăla care își înfinge degetele în corpul tatălui sau a mamei, abia atunci voi înțelege importanța de a avea un nădejde dincolo de moarte. Atunci voi înțelege poate mai bine consecințele păcatului. Atunci voi înțelege mai bine lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi ca să ne salveze și să ne mântuiască. Asta voi înțelege atunci. Atunci nu voi înțelege că ar trebui să fiu ateu. Nu, nu, sub nicio formă nu voi înțelege lucrul ăsta. Sub nicio formă. Proiectul în care dumnealui este implicat acum denegarea lui Dumnezeu nu este un gest de sinceritate. Sub nicio formă. Și ultimul argument folosit este că ar trebui să construim, auziți, spitale, biserici, instituții de cercetare. Abia atunci poate îți vei fi dorit spitale și institute de cercetare în locul sutelor de mănăstiri construite, ctitorite, răzvăruite în ultimii ani doar din simpla ambiție a unor episcopi care s-au întrecut între ei ctitorii. Eu nu spun că ceea ce zice el acum, afirmația lui, este falsă. Nu spun nici că e adevărată. Nu vreau să dezbat problema asta, da? Dar aș pune câteva întrebări. În primul rând, din banii cui s-au făcut lucrurile astea? Ți-o scos ție cineva bani din casă ca să facă asta? Nu. În al doilea rând, da, eu cred că ar trebui să ajungă la separarea bisericii de stat, da? Care și asta trebuie înțeleasă foarte bine, da? În al treilea rând, dacă aderăm la sistemul tău, ce-i face tu? Ce o să facem cu oamenii ăștia care vor să dea, domnule, bani la biserici? O să le luăm banii ca să facem spitale și instituții? Dacă ei vor, domnule, în loc să facă sisteme de irigații și să roage la Dumnezeu pentru ploaie, care e problema ta? Ei vor să trăiască așa. Care e problema ta? Care este problema ta? Eu cred că ar trebui să facă și sisteme de irigații și să ne rugăm lui Dumnezeu în același timp pentru ploaie. Dar ce să faci tu? Ce face sistemul ateist? În general, sistemul ateist vede populația de genul ăsta religioasă ca un impediment. Ca un impediment, ceea ce în realitate nu este și se poate dovedi lucrul ăsta ca un impediment față de sau în calea progresului social, progresului tehnologic, construirii de spitale și așa mai departe. Și cum el nu observă că atâtea denominații, atâtea culte, dacă vreți să le numim, atâtea biserici creștine au construit zeci, sute, mii de spitale. Că atunci când s-au dus și au civilizat anumite zone și au dus Evanghelia, au dus cu ei și medicamente, au dus cu ei și construirea de spitale, construirea de case de copii, construirea de case pentru bătrâni. Cum de nu văd lucrul ăsta? Cum de vedem numai asta? Nu ateismul, domnule, a făcut lucrurile astea. Ateismul a făcut închisori, ateismul a distrus
atâtea vieți, milioane, zeci de milioane de vieți. A distrus intelectuale multor societăți. A distrus oamenii capabili, oameni care erau în stare să facă și să avute la progresul social și al lumii extrem de mult. De ce? Pentru că n-au intrat în filozofia lor. Pentru că n-au intrat în filozofia lor. Care este alternativa? Care este alternativa? Alternativa sunt spitalele. Asta este. Da, ne trebuie o doză profundă de sinceritate, dacă tot vreau să avem sinceritate și să vedem ce a făcut creștinismul de-a lungul istoriei. Sunt momente negre, da, sunt, dar sunt nu datorită ceea ce învață Biblia, ci datorită a felului greșit în care oamenii au interpretat Sfânta Scriptură. Datorită felului greșit în care oamenii au interpretat ce a spus Iisus Hristos sau nu că au interpretat greșit ce a spus Iisus Hristos, au ignorat ce a spus Domnul Iisus Hristos. Citiți-vă Bibliile, studiați Sfânta Scriptură, aveți atâtea informații la dispoziție, vă trebuie înțelepciune să selectați, sunt oameni care ne pot ajuta și călăuzi în direcția asta. Dar din punctul meu de vedere este o jalnică, o jalnică apologie pentru ateism și o jalnică împotrivire față de creștinism și față de Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu poate și îmi doresc ca omul acesta să ajungă la o înțelegere clară, adevărată a Sfintelor Scripturi și a lui Dumnezeu și să aibă mântuirea sufletului.